Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. În contemporaneitate ne întâlnim foarte des cu această afirmație că trăim zilele din urmă. Această afirmație este înțeleasă ca făcând referire la ultima perioadă de trai a istoriei. Din punct de vedere scriptural, fraza aceasta comportă diferite sinonime cum ar fi sfârșitul viacului sau ceasul de pe urmă, cum ar trebui să privim toate aceste cuvinte, toate aceste sinonime într-un fel. Se refere ele la finalul istoriei? Pentru a afla răspuns la această întrebare, stăm de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. La ce se referă expresia zile din urmă, sfârșitul viacului sau ceasul de pe urmă? Contrar opiniei populare pe care o întâlnim astăzi în mediul evanghelic și nu numai, că această expresie zile din urmă ar face referire la uh, perioada imediat premergătoare sfârșitului sau revenirii lui Hristos. Dacă ne uităm în Noul Testament, expresia are de a face, de fapt, cu întreaga perioadă între cele două venire ale lui Hristos, între prima venire și a doua venire a lui Hristos. Și aș aduce în discuție câteva texte pe care le amintesc diferiți apostoli pentru a observa faptul că ei împărtășesc unanim această convingere. Petru, în ziua cinzecimii, afirmă că ceea ce se întâmplă acolo, este o împlinire uh, a prorocului sau a prorociei făcută de Ioiel Și anume, în vremurile de pe urmă, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Practic, implicit spune Petru, noi trăim acum împlinirea acestei profeții din Ioel. Adică, suntem deja în vremurile uh, de pe urmă. Poate unul dintre cele mai uh, clare texte în privința aceasta este cel amintit de Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 10, unde trece în revistă o serie de evenimente din poporul Israel, din Vechiul Testament. Și el spune, uite, toate astea au fost uh, lăsate, consemnate, ca să ne slujească nouă drept exemple sau pilde pentru noi, cei peste care a venit sfârșitul viacurilor. Deci Pavel este conștient că pentru el și cei din Corint uh, a venit deja uh, sfârșitul viacurilor, trăiesc în acea perioadă. Iacov, un alt apostol, în epistola pe care o adresează, în capitolul final, are un cuvânt de mustrare față de unii oameni bogați care ne pe cei care munceau pe domeniile lor. Și spune el, v-ați strâns comori în vremurile din urmă din nou lăsând să se înțeleagă faptul că perioada aceea putea fi echivalată cu vremurile din urmă. Și poate un alt apostol pe care l-aș menționa este Ioan, care în epistola lui, în unul Ioan, spune prea iubiților sau copilașilor, știm că este ceasul de pe urmă. Și el menționează, prin asta cunoaștem că este ceasul din urmă, prin faptul că în lume au venit mulți anticriști deja. Deci, ceea ce observăm atât la Pavel, la Ioan, la Petru, la Iacov, uh, ei împărtășesc unanim, convingerea faptului că trăim deja vremurile din urmă. Așadar, expresia nu vizează ultima perioadă a istoriei, ci perioada care a început odată cu moartea, învierea lui Hristos, a continuat cu uh, Ziua 50.000 sau coborârea Duhului Sfânt și continuă încă. Până la revenirea, cea de-a doua revenire a lui Hristos. Înțelegem așadar că, potrivit expresiei vremurile din urmă, într-un fel suntem contemporani cu Apostolii, întrucât ne plasăm, istoric vorbind, între prima și a doua venire a lui Hristos.